ziua. Bună ziua și bine v-am găsit la un dialog extins aici la Palatul Republicii între președintele ales Maia Sandu și presa. Vrem să vă mulțumim frumos pentru că ați dat curs invitației noastre și totodată că respectați măsurile de protecție anti-COVID impuse de recomandările specialiștilor. Înainte să stabilim acest dialog, vrem să stabilim câteva reguli, astfel fiecare reprezentant al unei instituții mass media va avea posibilitatea să acorde două întrebări. Totodată vrem să vă anunțăm că în cazul în care vom avea mai mult timp la dispoziție, atunci veți putea acorda întrebări suplimentare. De asemenea, vă anunțăm că avem jurnaliști și de la instituțiile media din afara țării. Ei vor interveni prin intermediul Zoom. Așa că, dar înainte de a începe sesiunea de întrebări, îi dăm doamnei președinte aleasă un cuvânt de salut. Bună dimineața și vă mulțumesc mult că ați venit la această discuție, așa cum am vorbit în trecut. Am stabilit pentru astăzi o sesiune la care să putem să discutăm toate lucrurile care vă interesează pe dumneavoastră, să încerc să ofer răspunsuri la toate întrebările pe care le aveți. Vreau să vă rog mult să purtați masca și să încercați să păstrați distanța socială, așa încât să fim cu toții în siguranță. Eu, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că sunt mai departe de dumneavoastră, voi răspunde, voi vorbi fără să port masca. Acum putem începe. Doamna Sandu, vrem să știm cum intenționați să colaborați cu guvernul condus de Ion Chicu, mai ales că l-ați criticat anterior destul de dur. Poate intenționați să continuați tradiția ședințelor săptămânale de la reședința de stat sau poate vreți să schimbați acest guvern, mai ales că Igor Dodon a spus săptămâna trecută că PSRM este gata să ofere voturile în acest sens și dacă veți face acest pas, atunci cine ar putea fi următorul prim-ministru? Mulțumesc. Alo, mai multe întrebări? Câte două întrebări anunțați. Bine, rog frumos să anunțați ambele întrebări deodată și după care doamna președinte va răspunde pe rând. Bine, a doua întrebare este dacă după alegeri ați discutat cu Igor Dodon la telefon sau poate v-ați întâlnit și dacă da, atunci despre ce ați vorbit? Mulțumesc. Vreți să răspund acum? Nu luăm mai multe întrebări. Mulțumesc. Cu referire la prima întrebare, despre ce cred eu despre guvernul lui Igor Dodon, vreau să vă amintesc că în aceste alegeri, prin votul pe care l-au dat, oamenii au votat nu doar împotriva lui Igor Dodon, oamenii au votat împotriva guvernului lui Igor Dodon, au votat împotriva acestei guvernări, împotriva modului în care Igor Dodon și echipa lui face politică. Și acesta este cel mai clar mesaj pe care l-am văzut în aceste alegeri. Este clar pentru noi și ar trebui să fie clar pentru toți că acest guvern trebuie să plece. Noi am exprimat acest punct de vedere și în trecut și exprimăm acest punct de vedere acum, după ce am văzut cu toții rezultatele alegerilor. Până să plece, evident, la propriu, acest guvern trebuie să-și îndeplinească funcțiile. Și săptămâna trecută eu am venit cu un apel către guvern în contextul în care se pregătește legea bugetului și suntem deja în mare întârziere cu examinarea și aprobarea legii bugetului pentru anul viitor. Am venit cu solicitări așa încât bugetul pentru anul 2021 să prevadă suficient sprijin pentru categoriile cele mai afectate ale cetățenilor din cauza crizei pandemice și economice. Și, repet aici, aștept să văd în proiectul bugetului pentru anul 2021 sprijin pentru agenții economici, în special pentru businessul mic și mijlociu. Aștept să vedem suficiente resurse pentru sistemul medical,
pentru că situația este extrem de gravă în sistemul medical și acest lucru este confirmat și de discuțiile pe care am început să le am după aceste alegeri cu reprezentanți din sistemul medical. Și al treilea mesaj a fost că în acest buget trebuie să se găsească resurse pentru oamenii cu venituri mici, care nu au alt sprijin și care ajung sub pragul sărăciei pentru că nu le este oferit sprijin din partea cetățenilor. Și atunci când vorbim despre agenții economici, despre economie în general, bineînțeles, am în vedere și sprijin pentru sectorul agricol, care a fost lovit și de impactul secetei. Aceste lucruri trebuie făcute, bugetul trebuie să fie aprobat, trebuie să fie prezentat în Parlament și aprobat. Altfel, acest guvern trebuie să plece și aceasta este poziția mea. Nu am avut nicio discuție cu Igor Dodon după alegerile prezidențiale, așa cum nu am avut nici până la alegeri. Ultima discuție am avut-o un an în urmă, atunci când a fost votată demisia guvernului pe care l-am condus. Nu cred în intențiile pozitive ale lui Igor Dodon. Reamintesc, anul trecut, guvernul pe care l-am condus a fost demis de majoritatea parlamentară din cauza reformelor justiției pe care noi le-am promovat. A fost demis pentru că majorității parlamentare i-a fost frică de măsurile anticorupție pe care noi le-am pornit atunci. În aceste alegeri, cetățenii Republicii Moldova mi-au dat un mandat puternic, anume pentru combaterea corupției. Respectiv, pornind de la lucrurile care s-au întâmplat anul trecut și de la reacția Parlamentului de anul trecut și de la mandatul poporului dat pentru lupta împotriva corupției, este clar că și Parlamentul trebuie dizolvat și trebuie să avem alegeri parlamentare anticipate ca să se reseteze Parlamentul și ca să avem alt guvern. Vreau doar două precizări. La sfârșit cu precizările, vă rog frumos, acum. Dar, da, okay. Scurt precizări. Precizare. Dacă veți avea sau nu întâlniri săptămânale cu premierul Ion Chico, așa cum este până în prezent. Și a doua precizare, dacă veți accepta voturile socialiștilor pentru investirea noului guvern. Repet. Noi am văzut ce înseamnă voturile socialiștilor anul trecut. Socialiștii nu sunt gata să sprijine reforma justiției și măsuri de combatere a corupției. Dimpotrivă, ei au demis guvernul pe care l-am condus în momentul în care au realizat că aceste reforme vor deveni realitate. Un guvern susținut de socialiști nu va avea puterea să îndeplinească lucrurile pe care le cere astăzi poporul, și anume măsuri de combatere a corupției și reforma justiției. Intenționez să am o întâlnire cu Ion Chicu pentru a afla care este situația reală în țară, pentru că vreau să știu care este situația financiară, inclusiv din perspectiva politicii externe pe care intenționez să o promovez și, așa cum am declarat, o să lucrez ca să aduc mai multă finanțare pentru Republica Moldova, dar pentru asta trebuie să știu care este situația reală și, da, pentru a transmite mesajele pe care le-am transmis și public în raport cu întreprinderea unor acțiuni urgente pentru a îmbunătăți situația creată de criza pandemică. Mihaela Dicusar, TV8. Doamna Sandu, ați spus că acest guvern trebuie să plece. Întrebarea e dacă dumneavoastră sunteți gata să preluați guvernarea în contextul în care și Igor Dodon v-a propus acest lucru. Dacă da, cine se va regăsi în această echipă și dacă printre aceștia va figura și numele lui Andrei Năsase? Majoritățile parlamentare se fac în Parlament. Președintele numește persoana la funcția de prim-ministru și, repet aici, voi numi în această funcție doar oameni onești, oameni fără probleme de integritate. Majoritățile se creează în Parlament, în Parlamentul actual nu există o majoritate de deputați care să poată să susțină un guvern care să implementeze reformele justiției
care să implementeze măsurile pe care le așteaptă cetățenii. Concluzia este că avem nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Atunci, întrebarea următoare e cum vă planificați să dizolvați acest parlament, mai ales că ați avut și o discuție cu Renato Usatăi la acest capitol, ați inițiat un proiect în care ar presupune dizolvarea parlamentului, la ce etapă se află și când ar putea fi declanșate alegerile anticipate? Modalitățile prin care se pot declanșa alegerile anticipate sunt scrise clar în Constituție și noi vom merge pe aceste modalități. Și vom continua prin intermediul colegilor mei din Parlament să discutăm cu alte partide politice. Eu cred că pentru toți este clar că alegerile parlamentare anticipate sunt absolut necesare, pentru că asta își dorește poporul. Asta își doresc cetățenii și partidele din Parlament nu au argumente prin care să justifice amânarea în continuare a declanșării procesului de dizolvare a Parlamentului și de organizare a alegerilor anticipate. Anatol Caciuc, Radio Moldova, înainte de a adresa cele două întrebări pe care ni le permiteți să le adresăm, ce formulă de adresare dumneavoastră acceptați, doamnă președinte sau doamnă președinte, pentru că trebuie să respectăm un protocol? Eu cred că ambele sunt corecte, din punctul meu de vedere. Doamnă președinte, pentru a deveni un președinte al întregului popor, trebuie să vă detașați de partidul care v-a susținut, cu care ați mers în campania electorală, pe care l-ați lansat de altfel. Cum vedeți această detașare de Partidul Acțiune și Solidaritate? Legea spune foarte clar că trebuie să renunți la calitate de membru de partid până la 20 ianuarie și acest lucru îl voi face la timpul potrivit, deci până se expire acest termen. Și da, îmi doresc foarte mult și o să depun toate eforturile ca să fiu președintele tuturor. Și asta înseamnă respect pentru toți cetățenii și pentru cei care m-au votat și pentru cei care nu m-au votat și pentru cei care vorbesc limba română și pentru cei care vorbesc limba rusă sau ucraineană sau găgăuză. Asta este un lucru primordial pe agenda mea, pentru că eu cred că doar fiind uniți noi o să putem să trecem peste aceste vremuri grele și doar fiind uniți o să putem să facem față provocărilor și să implementăm reformele complicate pe care trebuie să le implementăm, să facem schimbările majore pe care trebuie să le facem, în special atunci când vine vorba să curățăm țara, să curățăm statul de corupție și de influențe ale acestor clanuri de corupție. În aceste alegeri am reușit, într-o anumită măsură, să construim unitate și voi munci așa încât să putem să consolidăm această unitate în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Și a doua întrebare, în spațiul public sunt comentate, discutate cel puțin 4 scenarii privind alegerile anticipate. Unul dintre ele are chiar și un termen, toamna anul viitor. Svetlana Gore, TVR Moldova. Doamna Sandu, vreau să vă întreb, știu că dumneavoastră ați menționat de mai multe ori că veți continua să trăiți în apartamentul dumneavoastră de la Chișinău și nu vă veți muta la vila prezidențială de la Condrița și în acest context vreau să vă întreb ce veți face cu acest imobil, dar și cu altele care știm că se bucură acum, șeful statului beneficiază de acestea și tot aici să vă întreb dacă veți avea biroul la instituția prezidențială de pe Bulevardul Ștefan cel Mare sau în altă parte. Nu am fost niciodată la Condrița, de aceea mi-este greu să răspund acum
ce utilizare eficientă putem să inventăm pentru această instituție. Deci o să mergem acolo, o să vedem și după asta o să decidem cum poate fi folosită această instituție în beneficiu țării. Și cu privire la celelalte clădiri pe care le deține președintele, trebuie să le vedem, să analizăm, să calculăm costurile și să venim cu măsuri de eficientizare. Dar este greu să vorbesc astăzi despre niște lucruri pe care nu le cunosc. Știu doar că se irosesc bani publici acolo, știu că este lux exagerat pentru o țară săracă în care pensia nu ajunge, pensia multor oameni nu ajunge nici la pragul sărăciei și inclusiv la președinție trebuie de făcut economii. Și nu doar, cred că în toate instituțiile publice se pot face economii. De aceea vrem să vedem proiectul bugetului pentru anul 2021 și să ne exprimăm și noi punctul de vedere unde se pot mai eficient cheltui banii publici, așa încât să îi ajutăm pe cei care într-adevăr au această nevoie. Da, voi lucra în instituția prezidențială, iarăși trebuie să ajung acolo să văd care sunt spațiile și cum stau lucrurile și care este bugetul și cum poate fi micșorat bugetul pentru întreținerea acestei clădiri. Și cea de-a doua întrebare, vreau să știu dacă dumneavoastră deja ați început să discutați cu echipa actuală a lui Igor Dodon despre acest transfer de putere pe care urmează să-l primiți dumneavoastră, pentru că știm că în cel puțin o lună urmează să fiți investită oficial în funcția de președinte. Echipa mea a început să discute cu echipa președinției despre procedura de inaugurare, pentru că atunci se întâmplă transferul de putere și, bineînțeles, cu mai multe detalii o să revenim în săptămânile care urmează. Vreau să fac o precizare. Următoarele întrebări după dumneavoastră vor fi de pe Zoom și vor fi acordate de Marinela Angheluș și Dmitrie Chirciu. Vă rog frumos regia să pregătească aceste persoane. Marina Dolgher, Moldova 1. Doamna Sandu, întrebarea mea este dacă veți accepta introducerea carantinei totale în țară, în contextul în care se atestă o creștere a numărului de îmbolnăviri din cauza pandemiei de coronavirus. În conformitate cu legislația țării noastre, președintele nu ia parte la acest proces de luare a deciziilor despre carantină. Există o comisie care funcționează de mai multe luni și care ia aceste decizii și, respectiv, ați văzut și ultima decizie a acestei comisii. Situația este, într-adevăr, complicată. Eu cred că situația este atât de complicată în mare măsură pentru că această criză a fost administrată foarte prost de către guvernare, inclusiv pentru că mesajele pe care conducerea de vârf ale țării le-a transmis au fost incoerente și pentru că în continuare există foarte mult haos din partea celor care ar trebui să administreze lucrurile corect. Noi știm că avem costuri foarte mari, inclusiv costuri economice. Statul, guvernul, din păcate, nu a venit cu ajutoare pentru cei care au suferit din motiv că le-a fost sistată activitatea și nu vedem nici acum acțiuni concrete din partea guvernului ca să ajute sectorul economic și în special businessul mic și mijlociu. De aceea am spus că așteptăm în bugetul pentru 2021 să vedem resurse concrete care să vină în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, celor mai afectate de această pandemie și de restricțiile care au fost impuse în trecut. Altfel, președintele nu face parte din această comisie și decizia nu mi-aparține mie. Dar probabil veți veni cu unele măsuri, cu un plan concret ca să menținem cumva situația sub control. Eu am început deja să discut cu partenerii internaționali despre ajutoare. Inclusiv avem nevoie de medicamente, asta este ceea ce ne spun șefii de spitale, managerii de spitale. Avem nevoie de aparate, avem nevoie de mai multe teste și aici solicitarea este către guvern să testeze mai multă lume și să aibă grijă că cei care sunt testați se autoizolează așa încât să se oprească, să se încetinească răspândirea acestui virus.
Eu voi face tot ce îmi stă în puteri pentru ca să aduc ajutoare pentru cetățeni, ajutoare pentru spitale, dar administrarea rămâne în continuare în mâinile guvernului și guvernul trebuie să se apuce de treabă și să lucreze mult mai bine decât a lucrat până acum pe acest domeniu. Următoarea întrebare va fi prin intermediul Zoom, adresată de către Marinela Angheluș. Te ascultăm, Marinela, ne auzi? Bună ziua, da, mă auziți? Da, te auzim. Marinela Angheluș, PS News. Ați spus că actualul guvern Chicu trebuie să plece. Credeți că totuși ar trebui să-și prezinte demisia? Și a doua întrebare, cum apreciați sprijinul României și al Uniunii Europene pentru Republica Moldova în criza COVID? Mulțumesc! Da, cred că guvernul Chicu trebuie să plece, inclusiv pentru că asta spun rezultatele alegerilor prezidențiale. Repet, rezultatul alegerilor din 15 noiembrie nu îl vizează doar pe Igor Dodon, vizează guvernul lui, vizează sistemul pe care el l-a moștenit de la Plahotniuc și l-a folosit împotriva oamenilor în continuare. Guvernul trebuie să plece. Noi apreciem sprijinul României și apreciem sprijinul Uniunii Europene, nu doar acum, dar în special acum, în această situație dificilă. Ne-am bucurat mult atunci când am primit ajutoare în vară, ne-am bucurat foarte mult atunci când a venit personal medical din România ca să ne ajute. Am primit asistență și din partea Uniunii Europene și înțeleg că există posibilități și mai mari ca să obținem sprijin și din partea României și din partea Uniunii Europene și eu voi face tot ce îmi stă în putere, așa încât să putem să aducem cât mai multe ajutoare pentru cetățenii noștri pentru a depăși aceste vremuri foarte complicate. Mulțumesc! Următoarele două întrebări ar trebui să vină de la Dmitri Chirciu. Sunteți conectat? Da? Ne auziți? Da, vă rog frumos, cele două întrebări. Da, если можно, я задам вопрос на русском. Да, госпожа президент, для начала хотел бы поздравить вас с победой на выборах. Вот. Я представитель, корреспондент турецкого агентства «Анадолу». И вопрос мой будет касаться внешней политики Молдовы. Как мы знаем, отношения между Молдовой и Турцией в последние годы перешли на новый стратегический уровень. Будучи президентом в дальнейшем, все четыре года, какую стратегии вы будете придерживаться в отношениях с Турцией? И предвидятся ли какие-то изменения в этом плане? Спасибо. Спасибо вам. Как я говорила и в предвыборной кампании, я хочу, чтобы у нашей страны были хорошие отношения со всеми странами. И я буду работать на то, чтобы наша внешняя политика исходила из национальных интересов моей страны. И это будет главный принцип моей политики то есть внешней политики. Спасибо. Спасибо. Да, următор. Marcel Gârbu, NTV Moldova. Ați menționat, doamna Sandu, și acum și anterior, că guvernul Chicu trebuie să plece. Examinează Partidul Acțiunii și Solidaritatei opțiunea de a înainta o moțiune în următoarea perioadă împotriva guvernului? Aceste lucruri se discută în Parlament și dacă o asemenea opțiune va fi considerată cea mai potrivită, atunci colegii mei din Parlament, împreună cu reprezentanții altor partide, vor veni cu această formulă. La moment, noi credem că cea mai scurtă cale spre alegeri parlamentare anticipate este demisia acestui guvern. Repet, rezultatele alegerilor prezidențiale indică că asta își doresc oamenii. Și a doua întrebare se referă la regiunea transnistreană. Mai exact, dacă dumneavoastră optați sau veți opta pentru interzicerea și retragerea pacificatorilor ruși? Atunci când vorbim despre prezența militară rusească pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să spunem că există două părți. Deci prima este grupul operativ,
al forțelor armate și în raport cu acest grup operativ nu există și nu a existat acordul părții Republicii Moldova în raport cu prezența acestui grup operativ. Nu a existat niciodată și nu există un acord bilateral și poziția statului moldovenesc este și va fi în continuare că aceste trupe trebuie să se retragă și că munițiile pe care partea rusă spune că aceste trupe le păstrează acolo sau le păzește, trebuie de asemenea să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova. Asta este, a fost și va rămâne poziția statului Republica Moldova. A doua parte este misiunea de pacificare. Pe această misiune de pacificare există un acord din anul 1992, un acord semnat de către Republica Moldova și Federația Rusă, dar pentru că nu există pericolul unor acțiuni militare, de mai multă vreme partea Republicii Moldova spune că această misiune trebuie să fie transformată într-o misiune civilă sub egida OSCE. Și, repet, asta este poziția Republicii Moldova de mai multă vreme, poziție pe care eu o reiterez. Vasile Lucianu, Jurnal TV. Doamna Sandu, recent, după turul 2 al alegerilor prezidențiale, președintele în exercițiu, Igor Dodon, și-a pus semnătura pe două numiri controversate la Curtea de Apel Chișinău. Vorbim despre Dorin Dulgheru și doamna Pulbere, după ce cei doi au fost înaintați de CSM. Vreau să vă întreb cum apreciați aceste numiri în contextul în care cei doi judecători au fost vizați inclusiv în anchete jurnalistice privind achiziții de lux în perioada exercitării mandatului. Ce veți face, ce acțiuni veți întreprinde pe filieră prezidențială, parlamentară sau pe filiera justiției? Și vă întreb asta inclusiv în contextul în care săptămâna trecută o majoritate parlamentară nedeclarată a votat împotriva proiectului de lege privind evaluarea externă a judecătorilor. În primul rând, repet aici angajamentul meu să numesc în funcții de judecători, din ziua în care voi intra în oficiu, să numesc în funcția de judecători doar oameni onești, fără probleme de integritate. Cu privire la cei care deja au ajuns în sistem, cu sprijinul lui Dodon în toți acești ani și nu doar aceștia pe care i-ați menționat dumneavoastră, știm că sunt mulți alții care nu merită să fie judecători. În raport cu aceștia, singura soluție este curățarea sistemului judecătoresc și eu voi merge în Parlament cu proiectul legii pe care l-am elaborat încă anul trecut, atunci când eram în guvern, proiectul care vine să evalueze, așa cum ați spus și dumneavoastră, printr-o comisie externă, să evalueze fiecare judecător și fiecare procuror în parte. Aceasta este formula prin care putem să curățăm sistemul de oameni care deja au fost promovați în mod ilegal și vreau să spun că pentru această lege există suport popular major. În campania electorală am vorbit cu oamenii din toată țara și de la nord și de la sud, nu am auzit niciun cetățean care să nu susțină această lege. Dimpotrivă, toată lumea susține cu ambele mâini această lege, respectiv și Parlamentul Republicii Moldova trebuie să susțină această lege. Dacă nu va susține această lege, atunci va trebui să plece. A doua întrebare este legată oarecum de cea privind reședința prezidențială de la Condrița. Vreau să vă întreb ce veți face cu acele coloane oficiale de care beneficia oarecum predecesorul dumneavoastră. Le veți folosi coloanele oficiale în deplasările în teritoriu, în interes de serviciu sau personale? Am spus și repet că voi face tot ce se poate face pentru a eficientiza bugetul președinției, inclusiv pe acest domeniu. E firesc să păstrezi o anumită, pază, deci nu poți să renunți cu totul la pază, inclusiv pentru că atunci când te apuci de treabă să lupți cu hoții și cu corupții mari, trebuie să fii conștient și de riscuri. Dar eu voi întreprinde toate măsurile, așa cum am zis, încât să eficientizăm
pe cât de mult se poate bugetul și să cheltuim banii cetățenilor cu mult bun simț. Daniela Andreev, ProTV. Doamna Sandu, referitor la militarii ruși din regiunea din stânga Nistrului, deocamdată tot ce spuneți dumneavoastră sunt doar niște declarații de presă, dar vrem să știm, după investire în funcție, cum o să vă formulați această solicitare? Acestea nu sunt declarații de presă, aceasta este poziția statului Republica Moldova și nu este o poziție nouă. A fost dintotdeauna poziția statului Republica Moldova. Am văzut că Federația Rusă are altă poziție. O să continuăm să discutăm ca să găsim soluții și pentru noi obiectivul este ca aceste trupe rusești să se retragă de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că suntem o țară independentă care dorește ca toată lumea să respecte integritatea și suveranitatea țării. Va trebui să lucrăm și eu sunt deschisă să lucrez, să discut cu Federația Rusă așa încât să putem să ajungem la o rezolvare a acestei situații. Și vreau să vă amintesc că anul trecut, în cele 5 luni cât am fost în guvern, inclusiv ministrul Șoigu a declarat că trebuie să purtăm discuții despre retragerea munițiilor. Deci anul trecut a fost deschidere din partea Federației Ruse despre retragerea munițiilor. Trebuie să continuăm aceste discuții așa încât să găsim modalitățile practice cum acest lucru se poate întâmpla. Și referitor la promisiunea noastră de ca judecătorii și procurorii înainte să fie investiți în funcție, înainte să ajungă în funcție, mai bine zis, să fie evaluați din exterior, propunerea colegilor dumneavoastră în Parlament a fost respinsă, nu a fost acceptată de așa numita majoritate ascunsă care este acum acolo, și totuși a fost votată acea strategie pentru independența și integritatea justiției pentru următorii 4 ani. Vrem să știm dacă există o altă cale ca să veniți cu această propunere și ca ea să fie acceptată. Din păcate, această strategie nu înseamnă mare lucru în situația în care cele mai importante elemente ale reformei au fost excluse de acolo. Cel mai important este să aprobăm legea. Legea, în acest caz, face mai mult decât strategia și eu o să vin cu acest proiect de lege și o să cer votul deputaților. Dacă deputații vor vota sau nu, urmează să vedem. Dar știm cu toții că nu există suficienți entuziaști și susținători ai reformei justiției în Parlamentul actual. Bună ziua! Sunt Diana Severin, reporter la Ziarul de Gardă. În campania electorală, dumneavoastră ați promis lupta cu corupția drept prioritate. Ieri, procurorul general Alexandru Stoianoglu a împlinit un an de mandat. Cum apreciați dumneavoastră activitatea acestui an, ultimul an, și cum vedeți colaborarea cu acesta în lupta contra corupților, dacă această colaborare ar fi posibilă? Nu prea am lucruri bune de spus despre activitatea procurorului general, din păcate, după un an de zile, dar îmi doresc să am o discuție, deja din funcția de președinte, imediat după inaugurare, ca să înțeleg care sunt argumentele, dacă sunt argumente pentru această lipsă de performanță, pentru că așa văd eu lucrurile. Și, bineînțeles, în contextul activității Consiliului Suprem de Securitate, vom avea discuții foarte serioase, pornind de la cele mai importante dosare de corupție, dosare care sunt pe agenda societății și pe care, în continuare, nu vedem progrese. Dar o să am o discuție cu procurorul general, așa ca să ascult și poziția lui și să văd care sunt argumentele lui pentru această lipsă de progres. Mulțumesc și a doua întrebare.
După ce ați fost aleasă în funcția de președinte, cu siguranță ați fost abordată de mai multe persoane, persoane de care nu ați auzit sau persoane pe care nu le-ați văzut de foarte mult timp. În PAS, din câte am înțeles, sunt foarte multe persoane care depun cereri de aderare. În aceste condiții, cum o să vă asigurați că în funcțiile publice de la președinție sau în instituțiile publice subordonate președinție vor ajunge persoane în baza meritocrației și nu vor ajunge persoane cu probleme dubioase de integritate în baza filierii politice sau în baza de cumătrism? Nu am fost abordată de multe persoane. Știu că au venit multe cereri la partid, dar avem o comisie internă care evaluează aceste cereri și asta vor face colegii mei. Eu am fost abordată mai mult de oameni care au probleme foarte grave. Am fost abordată de oameni care au chemat urgența pentru că au COVID și a venit urgența și le-a spus că trebuie spitalizați, dar nu au unde să-i spitalizeze pentru că nu mai sunt locuri. Deci cele mai multe apeluri au fost în acest sens, sau de la oameni cu alte probleme, oameni care au mers în instanța de judecată deja 10 ani să-și caute dreptatea și nu și-o mai găsesc. Acestea au fost cele mai multe apeluri și mesaje pe care am început să le primesc în această perioadă. Noi întotdeauna am fost foarte riguroși atunci când am făcut echipa, nu contează dacă la partid sau în guvern sau la președinție, și în continuare vom folosi aceleași metode de a ne documenta, inclusiv din materialele pe care le faceți dumneavoastră, pentru că atunci când nu poți să ai încredere în justiția din Republica Moldova, atunci recurci la materialele de investigație pe care le face presa și aici sunteți de mare ajutor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum o să luăm câteva întrebări de pe Zoom. Cu noi este conectat Ivan Slobodeniuc de la VOTTAC TV. Vă ascultăm, ne auziți? Vă naslășite? Да, добрый день, уважаемая госпожа Санду. У меня тоже вопрос на русском языке. Прошу прощения, молдавского я не знаю. Скажите, какие будут ваши первые шаги как президента Молдовы в отношении России и Беларуси? Поедете ли вы в Москву и планируете ли пригласить Светлану Тихановскую на вашу инаугурацию? Я буду вести активную внешнюю политику, как я уже сказала, и я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией. Большинство наших людей хочет, чтобы мы сблизили Молдову с Европейским Союзом. В то же время большинство наших людей хочет, чтобы у нашей страны были хорошие отношения с Россией, и я буду работать на то, чтобы это произошло. У нас достаточно серьезная повестка в отношении наших отношений с Российской Федерацией. Здесь и разблокирование экспорта, и условия для наших сограждан, которые работают в России. Есть очень многие молдаване, которые подняли вопрос о социальном обеспечении, потому что они работали или работают в России, и их интересует, если у них будет пенсия и так далее. То есть есть очень много вопросов, над которым нужно работать. И да, я открыта встречаться, разговаривать с теми, кто может помочь разрешать эти вопросы. По поводу Белоруссии, я приду с официальной позиции моего государства после инаугурации. Спасибо. The next questions will be Javier Colas, El Mundo. We can't hear you. Hello, now you can hear me, right? Yes. Yeah, I was saying good morning and thanks again for this opportunity to ask, and congratulations for your victory in the presidential elections. I have two questions. The first one is, how are you going to deal with this question between European Union
and on the other hand, Russia, because for Ukraine or for Belarus has proven not to be so easy. So what we want to know in Spain is how far do you want to go, referring becoming closer to the European Union, and how are you going to deal to keep good relations with Russia at the same time? And the second question is referring to Transnistria, which offer, considering that the United Nations has already said that their Russian troops have to be away from Transnistria, which proposal can you make to referring the normalization of this territory? Thank you. On the relations with the EU and Russia, as I just mentioned, the majority of the Moldovan people want closer relations with the EU. This is what the opinion polls show. At the same time, a majority of Moldovan people want to have good relations with Russia. What it means for us to have to continue on our EU path, it means to implement internal reforms. And this is what we plan to focus on. This means better governance, this means fighting corruption, this means strengthening state institutions and making them more resilient, actually building a more resilient state and more resilient institutions. And these are all things that will bring us closer to EU and building these institutions, strengthening the democratic processes is also going to help us get EU support, because we do need the EU support. At the same time, this is going to make Moldova a more stable and predictable country. And I believe a more stable and predictable country is better both for EU and for Russia. And we will be trying to have good relations with Russia. We do have an agenda. We have many people who work there, and we have to work with the Russian authorities to ensure good working conditions for our people there. We do want to be able to export to Russia, and we don't see any disagreement between the EU free trade regime that Moldova has and the free trade regime that Moldova has with the CIS countries. So we hope to convince the Russian authorities to eliminate the impediments to the exports, to Moldovan exports to Russia. And of course, Russia is an important part of the discussion when we talk about finding a solution to the Transnistrian conflict. And this is where your second question goes. Getting the Russian troops out of the Moldovan territory has always been the position of the Moldovan state, and it will continue to remain. We will continue to seek the support of UN and other international organizations, OSCE, in finding a way to get this done. This is also about the taking the weapons out of the country. And last year, we started the discussions with Minister Shoigu on the need to take the weapons out of Moldova's territory. So we had the beginning of the discussion. We need to continue the discussion. And I will work on these important issues in order to find a final resolution. Thank you very much. Nicoleta Brangheș, Cotidianul TV. Am aflat astăzi că dosarele care vizează furtul miliardului vor fi examinate de către judecători specializați, printre aceștia cei care deja au în gestiune dosarele lui Platon sau Filat. Cum vedeți dumneavoastră această inițiativă a procurorului general? Așa cum am zis mai devreme, vreau să am o discuție serioasă cu procurorul general în cadrul Consiliului Suprem de Securitate ca să înțeleg care sunt adevăratele impedimente în calea investigării furtului miliardului și nu doar. Vreau să înțeleg dacă este
sunt impedimente de ordin politic, dacă se pune presiune din partea unor actori politici, dacă se pune presiune din partea unor clanuri mafiote, dacă e problemă de capacitate sau mai bine zis de lipsă de capacitate din partea procuraturii, dacă este vorba de colaborare insuficientă din partea unor jurisdicții externe. Aș vrea să știu foarte clar ce se întâmplă și ulterior să vin și să mă dau cu părerea despre deciziile recente ale Procurorului General. Și vă rog să ne spuneți dacă examinați posibilitatea de a retrage anumite distincții de stat ale unor persoane controversate, pentru că anterior, de exemplu, în cazul lui Plahotniuc, domnul Igor Dodon spunea că nu are temei juridic pentru a-i retrage Ordinul Republicii. Eu am rugat colegii mei, chiar dacă echipa nu este încă funcțională, deci nu are atribuțiile conform legii, dar am rugat colegii să analizeze acest aspect și să vadă care sunt mecanismele legale prin care am putea să facem lucruri despre care vorbiți dumneavoastră. Irina Soltan, portalul de știri Agora. Doamna Sandu, la alegerile prezidențiale ați simțit probabil un suport foarte mare din partea cetățenilor din afara țării. Cu siguranță diaspora are așteptări foarte mari pentru următoarei 4 ani. Respectiv vreau să vă întreb ce acțiuni, ce inițiative prevedeți în agenda prezidențială pentru următoarei ani pentru diaspora. Este adevărat, diaspora a făcut un efort enorm și a venit la vot într-un număr extraordinar, ne-a surprins pe toți. Primul lucru pe care și-l dorește diaspora, și spun asta pornind de la multele discuții pe care le-am avut, este ca situația să se îmbunătățească pentru cei de acasă. Cea mai mare grijă a lor sunt părinții, rudele, uneori copiii pe care i-au lăsat acasă și așteptările lor cele mari sunt pe plan intern. Reformele pe intern, combaterea corupției, creșterea pensiilor, creșterea salariilor. Într-al doilea rând, mulți dintre ei își leagă viitorul de Republica Moldova și vor să vadă oportunități economice acasă. Ei vor să știe că aici vor începe să se deschidă întreprinderi, se vor crea locuri de muncă și tot ceea ce ține de crearea oportunităților economice acasă. Pe lângă asta, evident, contează condițiile de trai și reformele în medicină, în educație, investițiile în infrastructură. Atunci când vorbim despre lucruri specifice, concrete, care țin de aflarea lor peste hotare, sunt mai puține. De exemplu, recunoașterea permiselor de conducere este un subiect care apare în discuții cu diaspora din mai multe țări și aici avem și o listă de țări prioritare unde o să continui dialogul pentru că eu am inițiat acest dialog anul trecut când eram în funcție de prim-ministru și am avut și niște semnale pozitive din partea unor țări că sunt dispuse să ajungem la acest acord să se recunoască permisele de conducere, dar acum urmează să continui acest dialog. Alt lucru foarte important pe care o să-l fac este să îmbunătățim calitatea serviciilor consulare pentru concetățenii noștri din diferite țări. Aici vorbesc și despre servicii electronice care să micșoreze și costul și timpul pe care îl pierd sau îl cheltuie oamenii ca să obțină anumite servicii. Deci aici am și o pârghie directă pentru că am prerogative pe politica externă și prin intermediul ambasadelor și consulatelor o să pot să pun în aplicare mai repede aceste propuneri. Acestea sunt două lucruri foarte importante. Și al treilea, bineînțeles, este simplificarea modului în care diaspora poate să voteze. Aici vorbim de votul electronic sau de votul prin corespondență și aici echipele au început să lucreze. Inclusiv implicăm oameni din diaspora să găsim care este cea mai bună metodă și mai sigură, pentru că sunt importante ambele elemente, să facem cât mai ușoară participarea oamenilor la vot, dar să avem certitudinea că votul nu va fi furat.
Astea sunt cele mai importante lucruri la care voi lucra. Cea de doua întrebare ține de echipa pe care urmează să vă formați, și anume de consilieri. Cu siguranță deja vă gândiți la unele nume. Vreau să știu dacă printre ei se găsesc persoane din fostul executiv pe care l-ați condus, și o să insist pe numele domnului Andrei Năstase, dacă planificați sau prevedeți o funcție pentru dumnealui. Dacă vorbim de consilieri, pot să vă dau câteva nume și unul este, se regăsește și în echipa guvernului de anul trecut. Sunt doar trei nume care sunt gata să vi le dau astăzi, celelalte le voi discuta în... Deci le voi prezenta în următoarele zile. Un nume este doamna Nemerenco, doamna Ala Nemerenco, consilier pe probleme sociale și sectorul sănătății în special. Alt nume este domnul Veaceslav Negruță, consilier pe economie. Și doamna, deci sunt două persoane din guvern, doamna Olesia Stamate, consilier pe justiție. Astea sunt numele pe care le-am convenit la moment. Mai sunt și alți oameni cu care discut. În momentul în care o să am acord final, o să revin și o să vă le prezint. Și de domnul Andrei Năstase, ce vă spuneți? Nu am discutat despre acest lucru cu domnul Năstase. Am discutat după alegeri, dar nu despre acest subiect. Dar prevedeți discuții? Putem admite o eventuală... Atunci când o să avem deciziile finale, o să vi le comunic pe toate. Николай Пахальницкий, Ньюсмейкер МД. Первый вопрос касается вашей партии. Президент не может возглавлять партию. Является ли ваш первый заместитель Игорь Гроссу главным кандидатом на пост лидера ПАС? И если нет, то кто еще и по каким критериям будете выбирать нового лидера? У нас демократия в партии, у нас будет конгресс, меня там уже не будет. И мои сегодняшние коллеги будут выбирать следующего президента партии. И наверняка будет больше кандидатов, у кого больше шансов, я не знаю и не могу сказать. А второй вопрос касается Приднестровья. Каким образом вы планируете добиться подвижек в приднестровском регулировании? Насколько я помню, после первого тура вы заявили, что не видите смысла встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. А с кем видите смысл видеться, чтобы урегулировать эту проблему? Întâlnirile nu se fac de dragul întâlnirilor. Noi avem dialog care se întâmplă la diferite etape. Și dialogul trebuie să continue pentru reglementarea conflictului. Eu o să muncesc la fel de mult pentru cetățenii noștri din regiunea transnistreană, așa cum o să muncesc și pentru cetățenii de pe partea dreaptă a Nistrului. Am fost chiar și impresionată să văd că au venit oameni care ne-au votat la aceste alegeri, în pofida faptului că noi nu putem să mergem acolo fizic, nu putem să facem campanie electorală. Ne-a impresionat modul în care oamenii de acolo totuși se interesează și au venit să voteze. Acest dialog, cum am spus, aceste întâlniri nu se fac de dragul întâlnirilor. Acest dialog trebuie să continue și o să continue în formatul în care există, inclusiv în formatul 5+2, pentru ca să putem să găsim soluții. Între timp o să muncim ca să îmbunătățim condiția oamenilor și pe malul drept și pe malul stâng, inclusiv prin proiecte comune și inclusiv prin combaterea corupției și a contrabandei, pentru că corupția și contrabanda, din cauza lor, suferă cetățenii și pe malul drept și pe malul stâng. Și aici sunt lucruri pe care putem să le facem fără contribuția altor parteneri internaționali. Deci sunt lucruri pe care putem să le facem singuri și sunt lucruri pe care trebuie să le facem în acest format larg 5+2, și acest dialog în formatul 5+2 va continua, doar că el trebuie să devină mai funcțional, pentru că în ultima vreme el a devenit foarte pasiv. Doamna Sandu, Petru Beregoi, Realitatea.md. Doamna Sandu, am vrut să vă întreb în referitor la eventuale alegeri parlamentare anticipate. Ce conjunctură politică o vedeți după aceste alegeri parlamentare, în contextul în care PAS nu ar putea obține majoritatea
voturilor cetățenilor, iar cele mai cotate partide sunt PSRM, PAS și partidul nostru. Planificați o coaliție cu partidul nostru? În calitate de președinte de țară nu voi face coaliții. Coalițiile se fac în Parlament. Am anunțat mai devreme că voi renunța la calitatea de membru de partid. Coalițiile se vor face în Parlament, pornind de la dorința cetățenilor. Lucru pe care mi-l doresc eu este ca să avem alegeri libere și corecte și cetățenii să poată să aleagă în cadrul acestor alegeri libere și corecte, fără presiuni, așa cum am văzut inclusiv în alegerile din această toamnă, fără presiuni, liber, să-și aleagă oamenii care vor să-i reprezinte în Parlament. În funcție de rezultatul alegerilor, în funcție de majoritatea pe care o vor putea crea partidele din Parlament, se va construi guvernul. Eu sunt responsabilă de numirea în funcția unui prim-ministru onest și integru, așa cum am promis cetățenilor. Și sper foarte mult și cred că în următorul Parlament cetățenii vor trimite deputați care să nu se teamă de reforma justiției, care să nu apere diferite grupări corupte, dar dimpotrivă deputați care să facă ceea ce vrea poporul și poporul vrea să se facă ordine în țară. Întrebarea a fost adresată în contextul în care am văzut că în ultima perioadă actualul președinte se implica activ în medierea între partidele parlamentare și de aceea am vrut să știm dacă veți interveni cumva în o potențială creare a majorității parlamentare în care ea nu va fi după alegerile parlamentare. Actualul președinte nu este un exemplu pentru mine, eu voi respecta legea. Mulțumesc. Eu vreau să rog regia să pregătească următoarele două intervenții pe Zoom. Da, dar după ce domnul Maciac, dumneavoastră, acordați întrebările. Da, agenția Sputnik, Eduard Maciac. Doamna Sandu, vreau să vă întreb în legătură cu declarația dumneavoastră referitor la instrumentul pe care îl veți avea, numit Consiliul Suprem de Securitate, din partea președintelui statului, și ați declarat că veți merge pe, eu știu, amplificarea sau eficientizarea acestui instrument. Și vreau să vă întreb, președintele la ora actuală conduce acest Consiliu Suprem de Securitate și are prerogativa să numească secretarul Consiliului Suprem de Securitate. Vă întreb dacă sau cum veți activa în actuala componență al Consiliului Suprem de Securitate din moment ce majoritatea persoanelor sunt numite de actuala guvernare, procurorul general, ministrul justiției, șeful CNA, șeful de la SIS. Asta ar fi prima întrebare. În primul rând o să vin cu o formulă de restructurare a acestui Consiliu. Și în al doilea rând, actuala guvernare nu ar trebui să aibă nimic cu procurorul general, cu ce spuneți dumneavoastră, pentru că aceste instituții se presupune că sunt instituții independente și o să verificăm independența acestor instituții. Dar există o solicitare foarte clară din partea cetățenilor pentru aceste reforme, pentru combaterea corupției, pentru progrese și transparență în investigarea celor mai mari hoții, pentru sancționarea celor care se fac vinovați de aceste hoții și instituțiile statului nu au unde să se mai ascundă. Părerea poporului a fost spusă foarte clar, inclusiv la aceste alegeri. Deci eu o să folosesc toate instrumentele, așa încât toate instituțiile statului să se apuce de treabă. Dacă nu, o să vin cu inițiative legislative care să ne permită să curățăm mai devreme decât spune termenul aceste instituții de șefi care sunt acolo ca să protejeze hoții, dar nu ca să curățe statul de mafie. O mică precizare, mă refeream poate la faptul că acest Consiliu Suprem de Securitate este un organ colegial la ora actuală și dacă intenționați să-l transformați în unul deliberativ cu niște decizii obligatorii pentru anumite instituții ale statului, pentru că se discută în societate despre această reformatare a Consiliului Suprem de Securitate. Detaliile despre modul în care va fi reformatat acest Consiliu Suprem de Securitate le voi oferi după intrarea în funcție.
Și a doua întrebare, ne-ați spus despre relațiile cu Federația Rusă, dar nu ne-ați precizat dacă veți efectua sau nu o vizită la Moscova. Și o subîntrebare, cum vedeți participarea Republicii Moldova în formatul Uniunii Euroasiatice? Dacă mai rămâne valabil sau nu acest aranjament pentru Republica Moldova? Mulțumesc! Repet că sunt deschisă pentru discuții și pentru întâlniri, doar că aceste întâlniri nu se stabilesc la discuțiile cu presa, există mecanisme diplomatice în cadrul cărora se stabilesc aceste întâlniri. Cât ține de calitatea de membru la Uniunea Euroasiatică, nu mi este foarte clar dacă a fost respectată procedura atunci când s-a aprobat această decizie și am rugat colegii mei iarăși să analizeze lucrurile și o să vorbesc cu Ministerul de Externe atunci când o să intru în funcție ca să înțelegem cum a fost făcut lucrul ăsta, dacă este total legal. În al doilea rând, Republica Moldova este parte a acordului de comerț liber cu țările CSI și în cadrul acestui acord noi nu avem probleme comerciale cu celelalte țări, cu Kazahstanul, cu Armenia, cu Belarus. Singura țară cu care avem, din păcate, probleme de ordin comercial este Federația Rusă și noi credem că aceste probleme le putem și trebuie să le rezolvăm pe cale bilaterală, nu în cadrul altui format. Respectiv, o să solicităm să rezolvăm pe cale bilaterală problema acestor interdicții impuse anumitor categorii de exporturi pentru Republica Moldova. Următoarele intervenții vor fi pe Zoom. Regia, vreau să întreb, să concretizez. Sunteți gata sau mai acordăm? Dă o întrebare. Da? Haideți, cine următoare, deci, atunci. Bun ziua, doamna președintă Maia Sandu. Mă numesc Anatolie Zalevski, sunt președinte Asociației Obștiești Soluția Verde. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Două, vă rog, selectați două întrebări. Înseamnă prima întrebare legată de mediu și al doilea de tineri, de industrie creativă, artiști, muzicieni și, adică, și nouă Moldova, așa să spunem. Prima întrebare este ce gândiți de starea mediului înconjurător în Republica Moldova? Am în vedere sănătatea oamenilor, produse alimentare, calitatea lor, apa, aer, sol, păduri, parcuri, rezervații naturale, stații de epurare apei. O să aveți careva planuri în domeniile acestea? Anul ecologiei, adică a fost la noi, n-a fost, cum știți, a fost în Transnistria tot. Tot n-au făcut asta. Și pentru tineri, adică dacă să fie oportunități ca să dezvolte din Moldova, adică nu să plece în alte țări. Mulțumesc. Dacă o să răsfoiți programul cu care am mers în campanie, o să vedeți problema mediului este expres formulată acolo și propunerile pe care le avem noi. Una sau unul dintre angajamentele importante ține de creșterea suprafeței de împădurire. Asta este un subiect foarte important și pentru calitatea aerului, dar și pentru a menține apa în sol, pornind de la anii secetoși pe care i-am avut de curând. Respectiv și pentru agricultură este foarte important ca să plantăm păduri și să rezolvăm problema secetelor mari. E destul de mare efortul pe care trebuie să-l facem. Dacă mi-amintesc corect, trebuie să creștem de la 11% suprafață de împădurire, cel puțin până la 23%. Asta este angajamentul nostru. Noi am început să discutăm deja cu partenerii internaționali, inclusiv cu Uniunea Europeană, care a anunțat că una dintre priorități ține de mediu și respectiv asta crește șansele noastre să putem să obținem sprijin în acest domeniu și nu doar, sunt mai mulți donatori care sunt interesați de problema mediului și eu cred că noi vom putea obține acest sprijin. Altă problemă importantă este managementul deșeurilor
inclusiv în contextul programelor de dezvoltare a comunităților, pentru că am făcut un angajament serios să aduc bani pentru dezvoltarea comunităților. O prioritate pentru proiectele din comunități sunt aceste, sau este managementul deșeurilor, pentru că altfel vedem foarte multe deșeuri, deci suprafețe neautorizate de deșeuri pe toată suprafața țării, în toate localitățile, și asta are implicații negative pentru sănătatea oamenilor. Apele uzate din orașele mari, deci investiții, resurse pentru ca în sfârșit să se construiască sistemul de epurare la Soroca și în câteva alte orașe mari unde situația e foarte și foarte gravă. Și evident, așa cum am susținut în guvern, anul trecut o să susțin în continuare rezolvarea problemei deșeurilor la nivel național. Anul trecut, dacă vă amintiți, am semnat acordul de 100 de milioane de euro, prima tranșă, care presupune construcția poligoanelor și în regiuni și respectiv a platformelor temporare pe care să se colecteze deșeurile și de pe aceste platforme temporare să fie transportate la poligoane. Eu sper că acest proiect se va implementa. Știu că a fost ratificat cu întârziere de către Parlament, dar sper să se urgenteze lucrările și să se meargă la următoarele etape, pentru că sunt câteva tranșe ca să acoperim toată țara cu acest proiect. Deci da, problema mediului este foarte importantă pentru noi și eu voi contribui la mobilizarea resurselor financiare externe ca să putem să rezolvăm cel puțin o parte dintre aceste probleme. Problema tinerilor. Pentru ca să convingem tinerii să rămână acasă, trebuie să facem tare multe lucruri. Tinerii trebuie să aibă încrederea că ei pot să trăiască bine aici. Și asta înseamnă și educație de calitate, asta înseamnă și sistem medical accesibil și de calitate, asta înseamnă în primul rând locuri de muncă, asta înseamnă mediu de afaceri prietenos tinerilor. Am întâlnit în diasporă mulți tineri care au încercat să facă afaceri în Republica Moldova și nu au fost lăsați. Piedicile le-au fost puse de către instituțiile statului. Acești tineri au plecat peste hotare și au reușit să-și deschidă afaceri de succes la Paris, la Londra și în altă parte. Deci asta vorbește despre faptul că noi avem tineri care pot fi buni antreprenori dacă au reușit în orașe cu concurență foarte mare. Problema a fost că aici în țară statul nu doar că nu-i ajută, dar le și pune piedici prin tot felul de comisii abuzive, controale abuzive. Deci curățarea sistemului așa încât mediul de afaceri să devină prietenos, acces la resurse ieftine, asta este o mare problemă pentru tineri atunci când încearcă să-și deschidă o afacere. Deci sunt toate lucrurile astea luate în complex care pot să determine tinerii să rămână acasă și să vrea să investească aici acasă. Mulțumesc mult! Acum avem o intervenție pe Zoom. Da, vă ascultăm. David, do you hear us? Hi. Yes. Thank you very much for the opportunity. And my question is again about the diaspora, about whether the president-elect has the message for the diaspora larger, specifically to the Italian one, which is quite big, and if she hopes that by the end of her presidency, more Moldovans will be coming home. And I don't know exactly what the percentage is today, but I think about 30% of Moldovans leave abroad. And secondly, if you could mention what you think are the main obstacles and opportunities towards accession to the European Union. Thank you very much. Thank you. Indeed, the number of people who left the country is very big. It's about one third. The diaspora vote in the total vote this time was 16%. This is probably the biggest in relative terms for the rest of the world. And this, in a way, is good news because it means that there are many people who are interested in what happens in Moldova. And this probably means that there are many people who want to come home. And actually,
I did get messages after the elections from people who said that they are looking for opportunities, that they are planning to come home. This is all very encouraging, but we know that there is a lot to be done to convince important number of people to return to Moldova. And that's about the internal reforms. The internal reforms means building a proper functional state, means having strong institutions which fight corruption, means having state institutions which provide quality services to people. For instance, people in Italy got used to the quality of health sector in Italy. When I was talking to Moldovans in Italy and I was asking them, what scares you most when you think about coming back to Moldova? This is what they mentioned to me. They said that they feel much safer in Italy thanks to the medical sector in Italy. People are asking about the quality of the education sector, and of course people are asking about the jobs and the salaries that they can get at these jobs. They don't expect to have the same revenue they have in Italy and in other countries, but they do expect to have at least 60-70% of what they receive there. So this is about building an economy which can provide these opportunities. This is about improving business environment. This is about providing access to financing for people to be able to open businesses, to create jobs and so on. So it's the internal agenda, the internal reforms that we need to implement to make the country more attractive for the people to come back and actually to convince those who are still thinking to leave the country, because the statistics or the polls show that there are still people who are planning to leave the country. What are the biggest impediments to accession? First of all, we need to do our homework. There might be people who would say EU is not ready to accept other countries, but then we've seen the developments with regard to North Macedonia. And it means that there will be an opportunity. Moldova needs to be ready for this opportunity. And this means to improve governance, this means to improve living standards, this means to reform justice, and all the things that both EU and the Moldovan people want for Moldova. So probably the biggest impediments are the impediments that we have now for the reforms, the resistance by some politicians and by some political parties to these reforms in the justice sector. Thank you. Thank you very much. Cine următorul? Mai era încă o conexiune, dar văd că nu este, nu vrea, cel puțin Bernardo Suarez de la Agenția Spaniolă EFE, dar văd că nu este conectat dumnealui, așa că luăm întrebările de pe loc. Bună ziua, doamna Sandu, sunt Olesa Banari Unimedia. Întâi de toate vreau să vă felicit pentru victorie. Prima mea întrebare ar fi, știm deja că beneficiați de pază de stat și întrebarea este cum vă acomodați noilor condiții. Noi toți ne întrebăm ce face paza, trăiește cu oamenii pe care îi păzesc într-o casă sau stau totuși după ușă? Nu, ne este așa, o curiozitate. Nici chiar așa. În primul rând, eu nu am solicitat paza. Mi-au spus colegii că asta spune legea, ca să fie foarte clar, deci nu a fost o solicitare din partea mea. Paza nu stă în același apartament cu mine. Din experiența pe care am avut-o la guvern, pentru că și atunci am avut pază, a fost amenajat un mic spațiu la parter în clădirea, deci în blocul în care locuiesc eu, și acolo peste noapte stau oamenii de la pază și altfel, da, trebuie să mă acomodez la această situație când e cineva în preajma mea întotdeauna. Deci cu excepția faptului când sunt în birou și la mine acasă, altfel e cineva prezent alături întotdeauna. Și cum decurge această acomodare? Cum să decurgă? Eu în genere sunt o persoană foarte transparentă și nu am nimic de ascuns. Asta este legea, îți place, nu-ți place, este parte din lucru.
A doua ar fi mai degrabă o precizare, pentru că tot s-a vorbit despre Transnistria și ați menționat că ați discutat cu oameni și care erau cointeresați să vină să voteze. Interesați totuși de ce se întâmplă pe partea asaltă a Nistrului. Întrebarea este cum calificați dumneavoastră declarațiile lui Igor Grosu, deputatul PAS, care i-a numit pe alegători separatiști și pentru asta ați fost criticată inclusiv dumneavoastră de către formațiunile de stânga. Nu am discutat cu oamenii, din păcate, pentru că nu am avut această posibilitate, pentru că nu pot să merg, nu pot partide politice din dreapta Nistrului să meargă și să facă campanie electorală așa cum ar fi firesc, pe malul stâng. Oamenii au venit și ne-au votat în pofida faptului că noi nu am avut această posibilitate să discutăm cu ei. Și le mulțumesc foarte mult și mă simt onorată să pot să-i reprezint. În acea zi, atunci când statul Republica Moldova, când poliția nu și-a făcut treaba, pentru că există o decizie clară a Comisiei Electorale Centrale care interzice transportarea organizată, iar poliția a ignorat această prevedere. Din ce am auzit eu acolo, colegul meu s-a exprimat un raport cu regimul de la Tiraspol și nu în raport cu oamenii. Noi respectăm oamenii, indiferent dacă sunt pe malul stâng sau pe malul drept, știm că cu toții se confruntă cu probleme de sărăcie, știm că cu toții își doresc ca lucrurile să se îmbunătățească și aici trebuie să muncim, pentru ca să creștem standardele de viață și pentru oamenii de la nord și pentru oamenii de la sud și pentru cei de pe malul drept și pentru cei de pe malul stâng și foarte important să le asigurăm oamenilor libertate, așa încât ei să nu fie supuși presiunilor, abuzurilor în timpul campaniilor electorale și nu doar, să nu fie amenințați că dacă nu votează cum se cere, își vor pierde locurile de muncă. Și asta este un mesaj pe care vreau să-l dau tuturor celor din sectorul public, la toate nivelurile. Noi suntem o țară democratică. Noi construim democrație de 3 decenii și este rușinos ca cineva, la orice nivel, să încerce să-și impună punctul de vedere politic altul decât pe care îl are cetățeanul. Deci fiecare trebuie să fie liber, să voteze, să vorbească, să-și exprime preferințele politice în funcție de cum crede și nu în funcție de ce-i cere șeful. Și eu o să am mare grijă ca aceste presiuni de acum încolo să nu se mai întâmple, ca să fie respectate libertățile oamenilor. Bună ziua, Constantin Grigoriță, Asociația Presiei Independente. În primul rând, mă interesează relația instituției prezidențiale cu mass media, dacă nu se va întâmpla să ne întâlnim, să ne trezim cu aceeași surpriză ca din partea actualului, ca jurnaliștii, ori instituțiile mass media incomode să fie declarate indezirabile la președinție. Cum vedeți soluționarea acestor conflicte între instituția prezidențială și mass media? Eu am mai fost în funcții publice, inclusiv anul trecut în funcția de prim-ministru. Noi cu dumneavoastră am comunicat și o să comunicăm în continuare respectuos. Noi suntem transparenți și în continuare o să rămânem transparenți și ne dorim ca cetățenii Republicii Moldova să fie informați cât mai obiectiv. Asta este singurul lucru și singura așteptare pe care o avem de la dumneavoastră. Oamenii trebuie să aibă acces la informații din prima sursă, să poată să-și facă singuri concluziile. Și contăm pe sprijinul dumneavoastră și pe activitatea obiectivă a ziariștilor din Republica Moldova. Toată lumea va avea acces la toate conferințele de presă și la toate discuțiile cu presa. A doua întrebare, s-a vorbit mult despre Transnistria. Practic, autoritățile din dreapta Nistrului nu controlează teritoriul din stânga Nistrului. Ce veți întreprinde pentru a prelua acest control, fiindcă dacă va fi control, vom putea organiza și acolo alegerile, adică secții de votare nu vor fi nevoiți să deplaseze locuitorii de acolo în dreapta Nistrului să
și exercite dreptul la vot. Ce vom întreprinde pentru acest drept suprem al cetățenilor? Pentru ca să se întâmple acest lucru, trebuie să găsim soluție pentru conflictul transnistrean, să identificăm această soluție și să o implementăm. Și această soluție trebuie să fie un consens la nivel național, la nivelul tuturor partidelor politice, dar mai mult decât atât, un consens la nivel național și o să lucrăm ca să găsim această soluție. Între timp, o să facem tot ce putem ca să îmbunătățim situația oamenilor de acolo. Hello, Sébastien Gobert for Radio France International. I have a question about the bilateral relations with my country, France. We see that Emmanuel Macron is very active now, trying to be very active in Karabakh. It's been very active in Ukraine, trying to reinitiate the peace process. So I would have the question, what are your relations with France in general, with Emmanuel Macron, and do you believe that France could be here as a force of proposition, as a reliable partner in the peace process? Noi avem relații bune cu Franța și le-am avut întotdeauna. I'm sorry. We have always had good relations with France, and I'm grateful for the congratulatory message letter that I got from President Macron. I've been working with the France embassy in Moldova. I've never met Mr. President, and we have a large area of cooperation, and I hope that this is going to continue. I hope that we will be able to strengthen our relationships. With respect to the Transnistrian conflict, first of all, there are no similarities between the Transnistrian conflict and the Karabakh conflict, and I would like to underscore that one of the main principles of resolving the Transnistrian conflict is a peaceful resolution. We will continue with the current format, with the Bratislava format, the 5+2, to find the political solution to the conflict. But of course, we would appreciate any suggestions with respect to this issue as well. Mm-hmm. Thank you. And my second question would be about the more general relations that you may have with Western partners when it comes to Vlad Plahotniuc, because Vlad Plahotniuc is still not in jail, although we know where he was, and we kind of know where he is now, but still... Do you? Tell us. We kind of. I believe that no one really knows, but it doesn't seem to be possible to bring him to justice, although you have a strong commitment from your Western partners when it comes to rule of law and when it comes to the fight against corruption. So what does that tell you about the reliability of your Western partners? I don't think we should judge the reliability of the Western partners in the situation when the Moldovan prosecution doesn't seem to be very interested in bringing Plahotniuc home or in finding the money. So I actually believe that we have to change things here internally, and I do plan to have a serious discussion with the Moldovan institutions which are responsible for the investigation of the banking sector fraud and especially for the recovery of the funds. And I already started the discussions with some of the external partners to see how they can help, but it has to be both ways. Last time when I was Prime Minister and I raised this issue with some countries, they told me they need a very convincing evidence from the Moldovan prosecution for them to start the investigation on their end. So it has to come from our state institutions, and I will make sure that people here will start doing their job. And I will continue to talk and to work with other countries, especially where these people have properties, especially where these people might have accounts in banks and so on, to get help to recover quicker this money. But do you believe that Vlad Plahotniuc should be behind bars? Definitely. Of course I believe that, and this is what believes the entire nation. Thank you.
Să înțeleg că deja fiecare instituție mass media a acordat cele două întrebări. După cum am promis, dacă mai aveți întrebări suplimentare, acum aveți posibilitatea. Cine este primul? Marcel Gârbu, ANTV Moldova. Doamna Sandu, vreau să vă întreb cum comentați dumneavoastră protestul care a avut loc vineri a câtorva primari care s-au expus împotriva plafonării taxelor locale. Mai exact, dacă dumneavoastră aveți aceeași opțiune sau alta decât. Eu cred că este nedrept și rușinos din partea autorităților publice centrale să limiteze autonomia administrației publice locale, care și așa este limitată. Guvernul nu a venit să prezinte o analiză care să susțină această solicitare a lor. Au fost doar anumite acuzații aduse în raport cu un primar sau alt primar, deciziile nu se iau așa. Deci trebuie să se prezinte o analiză. Eu sunt mare susținătoare a condițiilor bune pentru afaceri. Eu cred că această țară poate să ajungă să ofere condiții bune de viață cetățenilor atunci când mediul de afaceri se va putea dezvolta, atunci când condițiile vor fi foarte bune. Dar în același timp lucrurile trebuie făcute transparent și corect. Această decizie a Guvernului nu a fost luată în mod transparent, nu a fost prezentat argument pornind de la o analiză foarte clară, iar primarii, pe bună dreptate, s-au simțit lezați și au simțit că este atacată în continuare autonomia lor locală. O precizare, vă rog. Dacă nu există riscul ca unii primari să facă abuz în acest context dacă nu o să fie plafonarea taxelor locale? Putem să spunem și altfel. Eu, ca un om responsabil, aștept să văd o analiză foarte clară, care să spună dacă au fost asemenea abuzuri și câte au fost. Au fost 2 abuzuri din 900 sau au fost 20 din 900? În momentul în care guvernul este incapabil să prezinte orice analiză, atunci această politică este una greșită. A doua întrebare se referă iarăși la instituția prezidențială. Ați menționat că veți renunța la unele beneficii. Vreau să vă întreb dacă o să veniți și cu optimizarea angajaților instituției prezidențiale sau a altor instituții subordonate acesteia. Trebuie să văd care este structura angajaților astăzi. Mi-e foarte greu să vin cu propuneri și să comentez în situația în care nu am văzut structura personalului și, în general, pe celelalte cheltuieli. Și eu sunt foarte curioasă cum a reușit Igor Dodon să majoreze bugetul președinției de 2 ori în comparație cu bugetul care a fost pe timpul domnului președinte Timofti. Deci chiar vreau să văd unde s-au dus acești bani mari. De ce a fost nevoie să majoreze de 2 ori bugetul? Abia aștept să am acces la aceste informații. Svetlana Gorea, TVR Moldova. Doamna Sandu, vreau să vă mai întreb despre faptul că în această duminică au loc alegeri parlamentare în România și știm foarte bine că în Republica Moldova sunt foarte mulți cetățeni care au și cetățenia română. În acest context, vreau să ne spuneți care este poziția dumneavoastră și pe cine susțineți la parlamentarele din România. Mulțumesc. Într-adevăr, în Republica Moldova locuiesc mulți cetățeni care au și cetățenia României și îndemnul meu este să meargă la vot, să se protejeze, să își pună mască și să respecte toate regulile de protejare, dar să meargă la vot. În raport cu susținerea în aceste alegeri, eu încă câteva săptămâni sunt parte a Partidului Acțiune și Solidaritate și vă amintesc că Partidul Acțiune și Solidaritate face parte din aceeași familie europeană, din Partidul Popular European împreună cu PNL și, în mod firesc, PAS, noi susținem PNL în aceste alegeri. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, în momentul în care veți deține funcția de președinte oficial după investire, dacă o să restabiliți cetățenia Republicii Moldova pentru fostul președinte al României, Traian Băsescu, pentru că știm că i-a fost retrasă aceasta de către președintele Igor Dodon, deja în exercițiu. Mulțumesc!
Din câte cunosc eu, există o decizie finală la Curtea Supremă de Justiție pe dosarul pe care l-a înaintat domnul Băsescu împotriva lui Igor Dodon pe acel decret prin care i-a fost anulată cetățenia. Respectiv, pentru că acolo procesul s-a finalizat, domnul Băsescu ar trebui să reia procedura și să depună actele de la început ca să poată să-i fie redată cetățenia. O precizare, doar vreau să rog regia ca după intervenția Gore să ofere pentru Marinela Angheluș intervenția pe Zoom. Irina Soltan, portalul de știri Agora. Doamna Sandu, vreau să mă refer la două instituții care asigură securitatea, și anume Serviciul Informației și Securitate și Serviciul Protecție și Pază de Stat, instituții pentru care dumneavoastră oarecum sunteți împuternicită să schimbați conducerea sau să propuneți, așa? Dacă vă gândiți eventual să faceți schimbări în acest sens? Este prea devreme să vorbim despre acest lucru, trebuie să ajung în funcție, trebuie să mă documentez, să discut cu conducerea de acolo, să analizez anumite lucruri și după ce voi vedea toate aceste, voi avea aceste discuții și voi vedea toate analizele, o să pot să răspund, o să pot să fac o evaluare, să iau o decizie și să vă o comunic dumneavoastră. Și o altă întrebare, înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, ați avut o întâlnire cu liderul partidului nostru, Renato Uzatăi. Vrem să știm pe ce notă s-au terminat discuțiile atunci, eventual dacă planificați să continuați discuțiile cu dumnealui și să prevedeți scenariul de dizolvare a Parlamentului sau care ar fi subiectele pe care le-ați discuta. Am vorbit de câteva ori despre această întâlnire. Singurul lucru pe care l-am discutat, dincolo de sprijinul pe care mi l-a acordat în turul 2, sprijin pentru care îi mulțumesc, a fost necesitatea provocării alegerilor anticipate și eu și dânsii susțin acest lucru, dar decizia despre alegeri anticipate se ia în cadrul constituțional, e mai mult o decizie pentru partidele parlamentare decât pentru partidele extraparlamentare și respectiv soluția trebuie să o găsim în Parlament. Totuși sunt niște relații oarecum amicale, planificați să... Ultima dată am discutat cu domnul Satăi în noaptea alegerilor, atunci când m-a felicitat cu victoria, deci acolo s-a încheiat discuțiile. Mulțumesc. Acum avem o intervenție pe Zoom. Marinela, ne auzi? Da. Doamna Maia Sandu, fracțiunea socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova a inițiat un proiect de lege referitor la statutul limbii ruse, document care prevede ca cetățenii să opteze care va fi limba de comunicare în relațiile cu organele puterii de stat, cea românească sau cea rusă. Cum vedeți dumneavoastră un astfel de proiect? Eu nu am văzut acest proiect ca să pot să-l comentez, dar știu sigur de ce fac socialiștii acest lucru. Socialiștii s-au speriat pentru că au văzut în aceste alegeri, mai ales în turul 2, că oamenii s-au unit, că oamenii din societatea noastră au lăsat deoparte diferențele și s-au unit pentru o agendă comună și anume pentru a combate corupția, pentru a face reforma justiției, pentru a face ordine în țară, pentru a crea un stat care să le ofere perspective și oportunități economice aici acasă. Și de fiecare dată când politicienii corupți în Republica Moldova văd că există această posibilitate să se unească oamenii buni, atunci ei vin cu inițiative care să îi divizeze pe oameni și aceasta este situația cu care ne confruntăm acum. Faptul că au venit acum cu această inițiativă vorbește despre lucru că încearcă să-i pună pe oameni pe baricade, ca oamenii să uite de obiectivul de a lupta cu hoții, de a-i alunga de la guvernare și să se lase divizați. Apelul meu către cetățeni este să nu ne lăsăm provocați nici de o parte și nici de alta și să ținem minte că obiectivul nostru comun este să construim o țară bună pentru toți. Și pentru ca să construim o țară bună pentru toți, trebuie să alungăm toți corupții de la putere. Așa cum l-am alungat pe Igor Dodon, așa trebuie să alungăm și corupții din Parlament.
Și a doua întrebare, credeți că considerați că Andrei Năstase ar putea fi un potențial viitor premier al Republicii Moldova? În Parlament se va decide care este majoritatea și cine poate face din parte din echipa de guvernare, din echipa guvernamentală, în momentul în care, dacă aceste lucruri se vor întâmpla în contextul Parlamentului actual, eu voi veni cu un punct de vedere. Repet, nu cred că în acest Parlament sunt suficienți deputați, o majoritate de deputați care să poată să susțină un guvern de treabă, ca să-i spun așa, din păcate. De aceea noi insistăm pe alegeri parlamentare anticipate. Un guvern care să fie la cheremul hoților nu este o noutate bună nici pentru țară și nici pentru membrii acestui guvern. Mulțumesc. Mulțumesc. Newsmaker, vă rog. Первый вопрос в дополнение к предыдущему. Вы сказали, что законопроект про русский язык социалисты сделали с целью, чтобы возвести людей на баррикады, но все же, если они его примут, вы как президент его промульгируете или нет? И там еще один законопроект, касающийся вещания русских новостей в Молдове. Они также по такой же схеме его приняли. То, что они сейчас пришли с этим законом, подтверждает то, что я говорила. Они испугались того, что общество объединяется и общество объединяется против коррупции. Я не видела этот проект закона, поэтому я не могу вам сейчас сказать мое мнение о нем. Второй вопрос. В ближайшее время парламент планирует принять налогово-бюджетную политику. Там есть вопросы, которые вызывают много споров. Например, 3% налог с депозитов у граждан. Например, снижение необлагаемой суммы посылки с 200 евро до 100 евро. Изучали ли вы этот проект и что вы думаете по этому поводу? Нет, я не изучала этот проект. И поэтому я собираюсь обсуждать это и со своими коллегами в парламенте, но, наверное, и с премьером, с премьер-министром. Mai sunt întrebări? Bună ziua încă o dată, doamna președintă Maia Sandu. Am încă o întrebare adăugătoare la cei care am spus de mediu. Avem foarte multe probleme cu calitatea apei, cum știți și în zona de nord, tot este în zona de sud, și asta este și de apă potabilă, adică și în general de apă, adică dacă vorbim de râuri, adică majoritatea sunt uscate, avem mai mult de 3.000 de râuri în Moldova. Și, de exemplu, pe sudul avem râul Ielpuc, care se începe, cum știți, de la Cimișlie, adică, și acolo, adică, tot este foarte puțină apă, adică el este poluat, la Comrat, de exemplu, nu este stație de epurare, și oamenii utilizează această apă, adică și de casă, adică și iau din râu sau din alte lacuri unde el este pește, adică animale, adică tot iau apă acolo, da? Și păsări și teceră, da? Și am o întrebare așa, adică dacă ați auzit de asta problemă, adică de alte râuri poate, și aveți o soluție ca să poate de îmbunătățit, adică starea mediului, sau poate, de exemplu, de făcut o rezervație, de exemplu, Ielpuc sau la alte râuri, da? Ca să fie susținut de parteneri europeni și alte organizații mondiale. Da, așa cum am menționat mai devreme, problema apei e o problemă foarte serioasă și e un lucru, o provocare mare pentru perioada care vine. Am vorbit mai devreme despre faptul că dacă vom planta păduri, asta ne va ajuta să reținem apa în sol. Am discutat inclusiv săptămâna asta cu parteneri de dezvoltare despre sisteme de irigare. Ceea ce spuneți dumneavoastră înseamnă eforturi de curățare a albiei acestor râuri și trebuiesc investiții serioase în sisteme de apă și canalizare în localitățile noastre. Deci, pe de o parte, faptul că nu avem sisteme de canalizare, inclusiv în orașe mari, în unele orașe mari, asta conduce la intoxicarea apelor. Și doi, pentru că nu avem sisteme de apeduct, asta presupune că oamenii își iau apa de unde pot și în multe cazuri această apă nu este de calitate necesară. În acest program despre care am tot vorbit în campania electorală de investiții în comunități,
Cea mai mare parte a acestor investiții eu o văd în sisteme de apă și canalizare. Acestea sunt proiecte scumpe pe care primăriile din contul lor nu și le pot permite. Bugetul mediu a unei primării sau bugetul unei primării medii este de 2-4 milioane de lei. Un buget de apă și canalizare ajunge la 30-40 de milioane de lei. Respectiv, nu se poate din resurse proprii să se rezolve această problemă. De aceea eu voi opta, voi solicita, voi lucra ca să avem acest fond pentru dezvoltarea comunităților, finanțat din resurse externe, sunt și resurse interne, dar ele sunt foarte puține și nu vor fi mai multe în anii următori din cauza crizei economice prin care trecem. Dar voi încerca să negociez cu cât mai mulți parteneri externi să facem acest fond pentru proiecte, pentru investiții în comunități și marea majoritate a acestor resurse urmează să meargă pentru rezolvarea problemei apei și canalizării. Da, eu pot încă să adaug, adică aici este, adică investiții spre dezvoltare și mai mulți oameni care au bani nu înțeleg prea asta și cumva, adică trebuie că toți să unească, adică și să... Corect, trebuie să avem un efort comun, trebuie să vorbim mult mai mult despre problemele mediului, dar eu vreau să vă spun că în acest an am auzit de la mult mai mulți oameni despre această problemă a apei și canalizării decât altă dată. Deci e cumva o conștientizare la nivel național că e nevoie să investim în sisteme de apă și canalizare. Există cerere din partea locuitorilor comunelor noastre. Și poate încă o întrebare? Eu am vrut să întreb, avem adică aproape de 100 de minorități în Moldova, adică aveți în plan, adică, careva proiecte, de exemplu, educaționale, de exemplu, pentru elevi, copii și, în general, adică, ca să învețe toate acele limbile, toate culturile care avem în Moldova, așa să spunem, și să schimbe, adică, între ei? Nu știu dacă este fezabil ca să învețe toate limbele, dar cred că este frumos să avem un program... Să știm să ne salutăm în limbile minorităților din Republica Moldova și, bineînțeles, să știm mai mult despre cultura acestor, deci de cultura minorităților. Asta este un lucru pentru Ministerul Educației. Este o propunere pentru Ministerul Educației. Mulțumesc foarte mult! Revin cu o întrebare. Recent ați răspuns la... privitor la dublarea bugetului președinției și că veți face un control, adică un audit, activitatea, cum s-a dublat și în caz că se depistează delapidări, vor fi trași la răspundere cei care au adus la aceste delapidări? Că noi știm că orice imunitate, fie ea parlamentară, fie prezidențială, se atribuie doar la declarații politice, dar nu la delapidări ori alte infracțiuni. Tocmai de asta trebuie să avem o procuratură care funcționează. Tocmai de asta trebuie să avem judecători care își fac treaba și nu își găsesc stăpâni când într-un clan corupt, când în alt clan corupt și dau decizii împotriva legii. Noi întotdeauna am raportat abuzurile. Am făcut asta și atunci când am fost în guvern. Am trimis nenumărate dosare și informații la procuratură. Dar ne întrebăm și astăzi ce s-a întâmplat cu ele și de ce nu auzim în rapoartele procuraturii și de ce nu vedem în deciziile justiției sancționarea celor care au fost implicați, care se fac vinovați de furtul banului public. De aceea, cel mai important lucru este reforma justiției, ca să avem siguranța, ca să avem certitudinea cu toții, că atunci când am raportat o ilegalitate și un abuz, acestea sunt pe bune cercetate și dacă se adună probele, oamenii care sunt implicați sunt sancționați, iar banii care sunt furați sunt returnați guvernului. Eu vreau să rog regia să ne facă conexiunea cu David Lerner de la Il Venerde de Republica, Italia. Dumnealui mai avea încă câteva întrebări de precizar. Hi. I know you face strong internal opposition, but I wonder if you also expect your duties as president to be more difficult to carry out because you're a woman. So if you are worried, there could be a gender element there as well.
And second of all, when do you expect parliamentary elections to take place in order to strengthen your party's position in parliament? No, I don't believe that it's going to be more difficult for me to impose the reform agenda because I'm a woman. It would be difficult to impose the reform agenda because of too much corruption in state institutions and in the parliament, as we know. But at the same time, I would like to say that I'm very, very proud of the Moldovan people who voted judging the candidates based on their merits and not based on gender criteria. So I'm really very proud of Moldovans. We do hope that the snap parliamentary elections will happen sooner than later, and I hope in the next 6 months we'll have the elections. If I can ask one more small question, do you think the victory of US President Biden in the United States is good for Moldova? I know that we are going to work in order to improve the relations and in order to benefit from the support of US. We've been benefiting in the past, and we do have hopes, and I do believe that things will go well for us, and we'll continue to get assistance in the economic sector. We'll continue to get assistance in strengthening the democratic institutions, and I hope we will be able at some point to convince the US government to support some big infrastructure projects, as it happened before with the MCC, when US made important investments in road rehabilitation and in irrigation systems. Thanks. Thank you. Mai sunt întrebări pe loc? Am văzut că era cineva aici în rând, da? Să înțeleg că sunt ultimele întrebări. Bună ziua! Sunt Nadejda Rușcovonă de la Jurnal Medien. Doamna Sandu, vă rog, vă dau un exemplu. Săptămâna asta, când am fost protestul primarilor, am văzut, așa ca la, și ca la multe alte proteste, că oamenii erau filați de foarte, foarte mulți bărbați în civil, care îi fotografiau, îi filmau. Cu siguranță acești bărbați sunt din SIS, fac parte din SIS, și vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți aceste filări și ce veți face dumneavoastră ca să... dacă e normal aceasta, în primul rând, și ce veți face dumneavoastră în calitate de președinte ca protestatari să nu mai fie urmăriți în halul ăsta? Asta este absolut anormal, intimidarea oamenilor care vin să-și spună punctul de vedere atunci când acest punct de vedere nu coincide cu părerea autorităților este un lucru care trebuie eliminat și, așa cum am spus mai devreme, asigurarea libertății de exprimare, asigurarea libertății de alegere a cetățenilor, indiferent dacă sunt angajați la stat sau dacă sunt în sectorul public, va fi una dintre subiectele foarte importante pe agenda mea. Și voi folosi toate instrumentele, inclusiv discursul public, inclusiv îi voi scoate la stâlpul rușinii pe cei care își vor permite ca să procedeze așa cu oamenii. Aceste lucruri trebuie să înceteze. Oamenii sunt liberi să protesteze, oamenii sunt liberi să-și exprime punctul de vedere, oamenii sunt liberi să aleagă, oamenii nu trebuie să plătească cu locul de muncă sau să fie hărțuiți, să le fie hărțuită afacerea doar pentru că au un alt punct de vedere decât cei de la guvernare. Deci eu fac angajament să fiu de partea oamenilor și să oprim aceste abuzuri rușinoase. Cătălina Cernei, Sputnik Moldova. Doamna Sandu, dacă ați putea să ne spuneți unde veți întreprinde prima vizită în calitate de președinte. Ne-ați spus că domnul Iohannis ar urma să vină la Chișinău, dar despre întrevederea pe care urmează să o aveți cu domnul Zelenski nu ați explicat. Vine dumnealui la Chișinău sau mergeți dumneavoastră la Kiev?
Nu am încă claritate pe vizita la Kiev. Știu că va fi o asemenea vizită, cel mai probabil în luna ianuarie, dar nu au fost finalizate discuțiile protocolare diplomatice ca să pot să vă anunț exact care este ziua vizitei. Cel mai probabil vizita va avea loc în luna ianuarie și vizita domnului Klaus Iohannis, președintele României, va avea loc în primele săptămâni după inaugurare. Să înțelegem că prima vizită o să o întreprindeți la Kiev. Probabil, deci nu am datele finale încă. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Ultima, da? Să înțelegem că de la ProTV. Da. Doamna Sandu, că tot s-a vorbit de câteva ori despre Vlad Plahotniuc, vrem să vă întrebăm dacă după ce veți fi investită în funcție, veți întreprinde ceva sau dacă veți solicita ca să-i fie retrase alte identități despre care s-a aflat că le are. Bineînțeles că o să discut toate aceste subiecte cu instituțiile statului care sunt vizate și de eliberarea acestor acte și mai apoi de investigarea cum aceste acte au fost eliberate. Pentru că chiar dacă noi anul trecut am făcut publice aceste documente, mai departe nu am văzut nimic. Nu este clar cine a luat aceste decizii la ASP, cum s-au întâmplat lucrurile și da, eu voi solicita informație cuprinzătoare pe aceste încălcări, pe aceste abuzuri care au fost comise în raport cu eliberarea actelor pentru Plahotniuc. Da. Și la ultimul briefing de presă v-ați adresat cuiva, fără să deschideți prea multe paranteze, să nu pregătească scoaterea unor instituții din subordinea președinției. Vrem să ne spuneți la ce instituții v-ați referit, noi bănuim doar, dar vrem să precizați dumneavoastră și cine face aceste lucruri. M-am adresat parlamentarilor și în special socialiștilor și celor care eventual fac coaliție cu ei, pentru că vedeți că lucrurile sunt foarte volatile acolo în Parlament. Unei eventuale majorități care ar vrea să facă acest lucru și da, m-am referit în special la Serviciul de Informații și Securitate și SPPS, dar în special Serviciul de Informații și Securitate. Doamna Sandu, în campania electorală ați vorbit despre faptul că s-ar pregăti un nou furt al miliardului, ne-ați vorbit despre aceasta Platon și Igor Dodon, dar nu ne-ați oferit mai mult niciun detaliu la acest capitol. Dacă ați putea face-o acum? Aceste lucruri le puteți deja citi în presa de investigație, se vorbește despre ceea ce se întâmplă în sistemul de asigurări și există analize destul de cuprinzătoare și concludente. Vorbim despre sistemul bancar, pentru că există discuții și semnale că se încearcă preluarea sau acțiunilor în anumite bănci, lucru pentru care va trebui să plătească statul, dar, repet, abia aștept să intru în funcție și să solicit în mod oficial informații de la toate instituțiile publice care trebuie să supravegheze situația și în sistemul bancar și în sistemul de asigurări și care trebuie să prevină orice încercare care pe urmă ar putea să coste statul bani foarte mari. Mai sunt întrebări, stimați reprezentanți ai mass media? Acum aveți ocazia? Mai avem timp la dispoziție? Am scris recent despre un băiat cu dizabilități. El nu se poate mișca și vorbește, doar poate vorbi. Și acum îmi scriu un mesaj dacă ar putea vorbi cu dumneavoastră. Nu știu cum să fac asta, dacă e posibil. Sigur, după această... Probabil el urmărește acum în direct și aș încerca să-l sun, okay. Să vă acorde întrebarea. Haideți mai întâi să vedem dacă poate mai are cineva întrebări din presă și după care reveniți dumneavoastră. Mai este cineva? Doamna Sandu, vroiam să vă întreb în legătură cu această strategie pe justiție și integritate. Ați spus că aveți un punct de vedere aparte asupra acestei strategii și din ceea ce vedem noi că s-a discutat în Parlament, vă întreb dacă...
veți merge pe conceptul adoptat de parlamentari sau veți avea un punct de vedere aparte, pentru că vor urma niște legi, și dacă veți insista în continuare pe această evaluare externă, pentru că Parlamentul nici nu vrea să audă de acest concept. Nu știu ce aveți în vedere când spuneți Parlamentul, pentru că sunt deputați care vor să facă reforma adevărată a justiției și sunt deputați cărora le este foarte frică, foarte tare frică de judecători independenți. În această perioadă, judecătorii au putut să demonstreze că pot să-și scurățe de sine stătător sistemul. Acest lucru nu s-a întâmplat. Am văzut promovări în funcție a persoanelor compromise, am văzut promovări în funcție a oamenilor care au comis abuzuri și dumneavoastră îi cunoașteți, că am avut suficiente exemple de asemenea promovări în funcție. Sistemul nostru judecătoresc a demonstrat încă o dată că prin instituțiile sale nu poate să se curățe. Sistemul judecătoresc în continuare își protejează și își promovează elemente corupte. Eu nu spun că tot sistemul judecătoresc este la fel. Eu știu că sunt și oameni onești, doar că ei nu au șansa să fie protejați și ei nu au majoritatea așa încât să poată să curățe sistemul. Și în această situație, după exemplu altor țări, singura posibilitate de a curăța sistemul judecătoresc este evaluarea externă. Nu cum e trei între ei din sistemul judecătoresc să-și dea note și să se evalueze pe integritate, pe modul cum și-au adunat averea, pe calitatea deciziilor pe care le-au dat. Pentru că, din păcate, s-a demonstrat că cum e trei între ei acolo doar se promovează în funcții în detrimentul calității, onestității și integrității. E nevoie de evaluare externă și da, eu o să insist pe această evaluare externă. Și acest punct de vedere al meu este sprijinit de cetățenii Republicii Moldova. Repet, am discutat asta la fiecare întâlnire electorală pe care am avut-o și oamenii sunt de acord că aceasta este singura modalitate prin care putem să facem ordine în sistemul judecătoresc. Radio France. Yeah, hello again. I have another geopolitical question on your relation with Russia, because you recently asserted that Crimea is Ukraine. I see the EU flag behind you, so you're sending quite strong messages vis-a-vis your geopolitical orientation, but at the same time you want to reestablish a good relation with Russia. So tell me please how it's going to work, and at some point you will have to give Russia something to reestablish good relations. We do respect the territorial integrity and the sovereignty of Ukraine. We do expect other countries to respect the territorial integrity and the sovereignty of our country. And this is something that we said in the past and will continue to say. We are on our path to EU integration. This is what the majority of people say. We don't want to just speak about it. We want to show it in practice to people what it means to govern the country by EU standards. We want to bring EU standards to Moldova. We want to have high salaries like in EU. We want to have high pensions. We want to have job opportunities. We want to have high quality healthcare and education. And this is what we need to do. And we count on EU support in making this transformation. At the same time, we will work to have good relations with Russia. Of course, this depends on both sides. Both sides have to want this. I do want this. I did promise this to the people. And I will do my best to achieve this result, both in terms of economic and trade relations, in terms of the social protection for our people who have worked in Russia, who are still working, and of course working with Russia towards finding a solution to the Transnistrian conflict. I will repeat that. I believe that it's good both for the EU and for Russia to have Moldova as a stable and predictable country, not a country which is in a grey area where there is corruption, where there are crises, and many other bad things. And you're not afraid that this would come at a price. What are you ready to give Russia to reestablish its relation?
I am going to work based on the interests of the people of Moldova, and I will always promote an external policy which is based on the interests of the Moldovans. Would you allow me just one very general and kind of fantasy question? Where would you want to see Moldova at the end of your term? And do you have a model of development, new Switzerland, new Singapore? I am aware that the challenges are big and that we need time to transform the country. But I really would like, at the end of this four-year term, to see Moldovans happy and see Moldovans believe in their country, believe in their state. It's impossible to solve all the issues in 4 years, but regaining people's trust in their country is the best thing that we can achieve. And we can regain people's trust in their country by implementing things, making things every day, by making steps every day so that every citizen would feel that things are improving. That's going to help people here at home, and that's going to help us also convince at least part of the diaspora to come back. Thank you. Mai avem o intervenție pe Zoom. Rog regie, este vorba de Javier Colas de la El Mundo. Hello, can you hear me? Yes. Hello again. I would like to ask again, as some of my colleagues did, about Belarus, because it's quite a similar example of a woman who is receiving a lot of support from many people who want a change in the country. But as we have seen, in Belarus it was not so easy, and I would like to know first, what kind of relation are you going to have with Svetlana Tikhanovskaya if you recognize her as a legal president of Belarus? And second, from your point of view, because you know very much about this situation of fighting for democracy and transparency, what do you think that Europe should do more to support this kind of changing forces inside the post-Soviet neighborhood? On Belarus, I believe that the will of the people should be respected and the violence should stop. With regard to the official position towards Belarus, I'll be able to say it when I enter the office after the inauguration. With respect to the EU assistance, there are many things where we need help. For most of the things which are related to fighting corruption and reforming justice, these are internal reforms. But in order to be able to pursue with these internal reforms, we need support for the most needy parts of the society, for those in most needs, because poverty has been big before and it's increasing now because of the crisis. And this is where we need support. And we need support to sustain the economy. We need to provide people with economic opportunities at home, because many of the people who believe in democracy and who could have made it easier for the country to defend democracy and to build a strong democratic state, they've left because they didn't have the economic opportunities. And you have the vicious cycle here. They've been helping us from abroad, going to vote and voting for democracy, but we do need to support those who are still at home for us to be able to focus on these reforms. So there are many things that that EU can help with. For instance, I've been discussing now with the EU about a fund to support the old people who are who have very low incomes and people with disabilities, because this is just a humanitarian crisis issue. I've been also talking to the EU to find money to support the small businesses so that we don't lose more young people because their businesses are going bankrupt because of the crisis, and then we risk losing them. They might take their families and go abroad, and then there is going to be less support here in the country for democracy if all these people leave. Thank you very much. Mihaela.
Mihaela Blanda, Republica TV. Doamna Sandu, vrem să știm dacă au fost stabilite anumite detalii legate de inaugurarea dumneavoastră, unde ar urma să aibă loc, cum, când? Anumite detalii au fost stabilite și pot să le împărtășesc cu dumneavoastră. Inaugurarea va avea loc pe 24 decembrie și va avea loc aici, în această clădire, în Palatul Republicii. Din păcate, din cauza pandemiei, evenimentul va fi restrâns cu o participare limitată. Pentru cei care nu cunosc, există o lege care stabilește cum se organizează inaugurarea și cine sunt cei care trebuie invitați. Conform acestei legi, ar urma să invităm reprezentanți ai mai multor instituții ale statului. Noi încercăm să găsim o formulă prin care să reducem numărul sau să invităm doar reprezentanți din fiecare instituție, așa încât să păstrăm și spiritul legii, dar să ținem cont și de restricțiile impuse de pandemie. Și, repet, din păcate, nu vom putea să invităm prea multă lume la acest eveniment, pentru că ne dorim ca lumea să rămână în siguranță și va fi un eveniment mai modest. Dar toată lumea va putea să urmărească acest eveniment pe online. Și o ultimă întrebare. Dacă ați putea să ne spuneți cum decurge procesul de judecată cu Ion Chicu, la ce etapă se află acum? A fost o ședință de judecată în preajma alegerilor și următoarea ședință, nu știu exact pentru ce perioadă a fost stabilită. Ar trebui să discut cu avocatul meu și să revin cu informație. Vă mulțumim. Să înțeleg că întrebările au fost epuizate. O să vă adresez întrebarea pe care v-am spus că v-a adresat-o o persoană cu dizabilități care vă urmărește în acest moment. Dânsul e țintuit la pat de 22 de ani, are o boală, este singurul din Republica Moldova care este afectat de această boală, sindromul omului de piatră se numește. Întrebarea lui. Primește o pensie de 848 de lei. La majorarea de la 1 octombrie s-a majorat doar cu 9 lei pensia. Vă întreabă, dânsul este o persoană foarte care luptă pentru drepturile sale și drepturile familiei sale. Deci sună, scrie mesaje, i-a scris nenumărate mesaje și lui Igor Dodon, așteptând cineva să-l audă referitor la pensie. Și vrea să știe de la dumneavoastră ce veți face dumneavoastră pentru el. Îl cheamă Vasile Leca, este din satul Oxentea. Ce veți face, cum veți lupta dumneavoastră, ce speranță le dați dumneavoastră acestor oameni care trăiesc cu o pensie atât de mizeră? Mulțumesc. Sunt lucruri care trebuie făcute imediat și sunt lucruri care pot fi făcute pe termen mediu. În primul rând, pentru acești oameni cu venituri foarte mici și care au nevoie de îngrijire la domiciliu. O idee pe care o avem noi și pe care am început să o discutăm deja cu partenerii de dezvoltare este să creăm acest fond. Noi îl numim fondul de argint pentru că se referă și la oamenii în vârstă, dar se referă și la oamenii cu dizabilități. Și prin acest fond vrem să finanțăm servicii de îngrijire de lungă durată la domiciliu. Sunt foarte mulți oameni cu asemenea probleme și sunt oameni în vârstă, cu venituri mici și fără îngrijire din partea familiei pentru că nu au familie. Iată, pentru acești oameni, noi vrem să creăm acest fond de îngrijire la domiciliu, care să fie finanțat din surse externe și implementat de ONG-urile din localitate. Deci aceasta este ideea pe care o discutăm la moment și o să revenim inclusiv la societatea civilă ca să dezbatem acest concept și am început deja să discutăm despre finanțarea acestui program. Noi am vorbit și eu o să vin cu această inițiativă și o să insist ca să creștem pensia minimă cel puțin la 2000 de lei, pentru că 2000 de lei este pragul sărăciei. Astăzi, în Republica Moldova, și aici vorbim despre o pensie de 800 de lei, care este
foarte mult departe de pragul sărăciei și asta este un angajament care ar trebui să rezolve, sau cel puțin parțial, să îmbunătățească situația. Și mai concret, pe problema oamenilor cu dezabilități, trebuie să reformăm acest centru care se ocupă de acordarea gradelor, așa încât să ne asigurăm că banii pe care alocă statul ajung la oamenii cu dezabilități și nu ajung și în altă parte. Am văzut inclusiv în presă reportaje când erau eliberate aceste grade de invaliditate în mod fraudulos și puținii bani pe care îi acordă statul ajungeau la oameni care nu se calificau pentru acești bani. O altă problemă importantă care mi-a fost semnalizată de către o categorie de oameni cu dezabilități este angajarea la lucru pentru cei care se pot angaja, pentru că sunt și oameni care se pot angaja și aici o să căutăm soluții încât să le oferim oamenilor această posibilitate să lucreze. Deci, asta este un, pe scurt, măsurile la care ne-am gândit noi, pe care trebuie să le promovăm așa încât să ușurăm situația acestor oameni. Și dacă o să-mi lăsați contactele după această sesiune, să putem să luăm legătura cu domnul. Este ultima întrebare, dar vă rog frumos să fii laconic. Se poate încă o întrebare, vă rog mult. Avem o mare problemă în Moldova cu cadre calificate. Cum știți, adică ei merg în alte țări, adică că acolo mai multe, adică în general mediu pentru realizarea, așa spune, potențialul lor, adică în domeniile care ei au. Și eu cum am întrebare la dumneavoastră, doamna președintă Maia Sandu, dacă ați auzit de această problemă, adică poate gândiți, aveți careva soluții, proiecte, de exemplu, pentru aceasta. Și al doilea întrebare, proiecte, adică naționale, programe naționale, adică pe toată țara, mai multe domenii poate planificați. Și adică revin la prima întrebare, adică ca persoanele, adică nu se pleacă în alte țări, adică da, aici pe loc să realizeze, adică pe maxim potențialul său în domeniile care au. Este o mare problemă. Oamenii pleacă oameni competenți, pleacă oameni pregătiți, pleacă oameni creativi. Ei pleacă, așa cum ziceam mai devreme, pentru că nu cred că au aici o perspectivă acasă și sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem ca să-i convingem pe oameni. Este vorba și despre nivelul salariului, dar uneori ne pomenim că pleacă și oamenii cu salariu bun și ei pleacă din alte motive, pentru că nu găsesc o școală foarte bună, pentru că nu vor să plătească impozite într-o țară unde impozitele sunt folosite nu pentru a îmbunătăți infrastructura, dar pentru a acoperi găurile de la furtul miliardului. Deci calitatea guvernării, sunt toate lucrurile luate împreună pe care trebuie să le facem ca oamenii să vrea să rămână acasă și ca să se regăsească aici, să aibă unde să câștige bine, să aibă siguranță în ziua de mâine. Deci nu este un singur lucru pe care îl facem ca să-i convingem să rămână. Sunt multe schimbări, multe transformări în toate domeniile pe care să le facem, dar în primul rând este acela ca oamenii să aibă încredere în conducerea țării, să aibă siguranța că cei de la conducere lucrează pentru a le face lor viața mai bună și nu pentru a-i sărăci și pentru a-i dezamăgi. Mulțumesc. Stimați reprezentanța mai Media, vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența, totodată mulțumim organizatorilor. De asemenea, vreau să fac o mică precizare, fiindcă deja am fost întrebat în privat de unii reprezentanța mai Media. Toate costurile pentru acest eveniment sunt acoperite integral de către Partidul Acțiune și Solidaritate. Vă rog frumos, fiindcă deja am fost întrebați de mai mult, așa ca să știți. Vă mulțumim mult! Vă mulțumim mult! Să aveți o după amiază bună!